Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, oameni buni, sunt Mirela Retegan și vă invit la o nouă ediție Schimbă perspectiva aici la Europa FM. Astăzi dedic această emisiune tuturor celor care se uită cu îngrijorare că vin lunile de iarnă și din ce o să plătim facturile. Dedic această emisiune tuturor celor care se îngrijorează pentru muncii care au apărut odată cu începerea anului școlar în casele lor. Dedic această emisiune tuturor celor care sunt îngrijorați că nu toate rafturile din cămară sunt pline de borcane pentru proviziile de toamnă și iarnă. Această emisiune le este dedicată tuturor celor care cred că micile noastre îngrijorări și probleme care ne fac viața neplăcută sunt importante. Astăzi am adus un om care o să ne schimbe perspectiva asupra a ceea ce privim și credem că înseamnă o persoană cu dizabilități. Teddy Necula este invitatul meu de astăzi la Schimbă Perspectiva, pentru că Teddy Necula a schimbat perspectiva asupra felului în care el și oamenii din jurul lui privesc dizabilitatea. Bună dimineața, Teddy! Bună dimineața! Acum când ai zis o paie cu cămară și pe mine m-a trecut așa un fior, da, de iarnă. Da. Bine te-am găsit. Mă bucur foarte tare că putem să fim astăzi aici. Teddy lansează în acest weekend, este weekendul de lansare, un nou film, se numește Mai Departe, este povestea lui George Baltă, rugbistul care în urma unui accident a rămas în scaunul rulant. Și astăzi vorbim despre cum tu, care ai făcut atât de multe lucruri în viață, ai reușit să te descurci, deși nu te-au ajutat deloc mâinile și picioarele, dar te-au ajutat capul și sufletul, și cum George a reușit să meargă mai departe, deși de la brâu în jos n-a mai avut susținerea corpului pe care de fapt se baza toată viața lui. Hai să povestim un pic despre tine și pe urmă revenim la film. Ce știi tu despre ziua în care te-ai născut, Teddy? Cât de mă întreb, ce știi tu despre tine? Inițial știam că m-am născut la 10 seara, aparent m-am născut la 7 dimineața, pe 2 aprilie. Cu o zi înainte, maică mea fusese la spital, simțea că e timpul, am trimis-o acasă, zis să vină mâine, că mai are un pic. Între timp a intrat în travaliu, eu m-am strangulat cu un cordon umbilical, până au ajuns pe masa de operație, apoi m-au scos și cu forceps și combinația asta de creier asfixiat cu forceps care pasă pe nervii motorii a generat un certificat de handicap 8 luni mai târziu. Cum au reacționat părinții tăi din ce ți-au povestit? Cum au primit ei întâmplarea asta? Păi vestea a primit-o foarte încurajător în felul ăsta. Le-a zis, felicitări, aveți un copil cu handicap, dar puteți să-l lăsați la cămin, că sunteți tineri și faceți alții. Peste vreo 20 de ani am văzut niște reportaje cu ce ar fi însemnat acel cămin. Erau niște lagăre în care aveai 2-3 luni până te duceai pe lumea elată și pentru asta erau făcute. Ai mei credincioși, fiind și bucuroși, oameni până la urmă, au zis, ăsta e, îl ținem. N-au știut că cresc, nu le simțit. Râdeam cu Teddy înainte de emisiune că noi am fost amândoi speakeri în acest weekend la I Love Failure și oamenii au spus și despre discursul meu și despre discursul lui că au plâns. Și eu plâng acum. Povestind cu tine. Să știți că era măcată foarte frumos. Și ce ai zis că tu glumești cu asta? Păi ce pot să fac? M-am dat 35 de ani din distanță aproape. Glumești cu faptul că oamenii plâng când te ascultă? Nu glumești cu asta. Precis că chestia asta este un KPI, știi? Și în campaniile video pe care le fac sunt atât de emoționale încât dacă clientul nu plânge, înseamnă că n-a dat banii degeaba, știi? Păi, eu asta sunt clientul tău. Mi se pare o formă de catarsis, dacă vrei, și o formă de asta voie să trăiești emoția aia. Eu am plâns la primirea filmului,
într-un singur moment. Când? Când părinții, adevărat, George, au intrat pe teren. Pentru că am avut primirea pe terenul de rugby. Și îți dai seama care sunt momentele de maximă emoție. Eu plâng la filme, aproape și la desene uneori. Dar alea sunt momentele în care îți dai voie să simți. Nu mai contează. Hai să ne întoarcem un pic la... Știi, aș vrea emisiunea de astăzi și întâlnirea cu tine să le dea speranță tuturor părinților care aud așa ceva atunci când există riscul de a aduce pe lume un copil cu handicap sau în urma unui accident se trezesc în brațe cu această problemă. Și aș vrea să le dăm putere și încredere că dragostea lor și grija lor și credința că nu întâmplător a ajuns sufletul ăla în mâinile lor, poate să te ajute pe tine, copilul născut cu handicap sau care ai ajuns în acest punct din diverse motive, să ai o viață împlinitoare. Da. Păi ei sunt primul pas, nu? Părinții. Și dacă ai și dacă nu ai un handicap. Și cumva dacă reușești să-ți privești plodul ca pe un copil, e copilul tău, are abilitățile lui pe care poate că momentan le ascunde. Și dacă reușești să îl pui în contexte care îi dau curaj, că asta e foarte important, în care îl ajuți să simtă normalitatea așa cum arată pentru el, într-o formă vie, într-o formă caldă, lucrurile astea îl vor modela și atunci nu vom mai conta atât de mult când cineva se uită câș, că se uită cu câș de curiozitate. E normal că lumea se bată. Nu vezi? Na, ești curios. Și atunci va prinde curaj să se integreze în societate cu ceilalți copii, cu ceilalți tineri. Doar că aici e și munca părintelui cu sine însuși și e și perspectiva pe care ți-o pui. Mă bucur tare mult că generațiile noastre și generațiile care au venit mai de curând nu mai privesc dizabilitatea, handicapul ca pe o povară, ca pe rușine. Nu mai au mentalitatea al noștri sau al celor dinaintea noastră, pentru care în comunism erai handicapat, erai fail. Te duceai fie la căminul ăla de ziceam, fie acasă, fie lucrai maxim la cooperativa de făcut perii și hârtie igienică, dar în niciun caz nu ardeai pe stradă, așa cum vrei tu. Și atunci... Nu ardeai pe stradă. Da, lucrurile s-au schimbat. Pe bun, erai destul de ținut în casă. Știu, păi au ieșit abia după... Iar de curând. Pe mine m-a surprins că și în câteva culturi orientale foarte dezvoltate, lucrurile se întâmplă la fel acolo. Există fenomenul ăsta prost de rușine. Și până când te gândești rușine, că ce? Că n-ai ieșit cum ți-ai imaginat. Că, știi, acum nu sunt fanul fatalismului, dar în orice moment se poate schimba drumul stânga-dreapta. Și apropo de ce povestești și voi ieri, contează cum te pregătești tu pentru drum. Nu cum pregătești drumul pentru tine, drumul fiind imaginația, cum îți imaginezi tu copilul ăla. Și atunci, dacă îi dai dragoste, încredere, recuperare, că cu dragoste nu doar cu dragoste funcționează. Recuperarea pentru mine a fost un proces de la 8 luni până la 14 ani când mi s-a făcut lene. Foarte strong, adică n-a fost cu lugu-lugu, a fost cu hai. Cine a zis hai? Păi prima oară am zis hai ai mei, maică mea lucra în grabură de oglinzi și am o casetă cu mine de la 2 ani și 8 luni în care maică mea a fost primul meu logoped. Băi, vorbea așa clar, așa fain, își dorea. În același timp am amintiri din aceeași perioadă în care plângea foarte mult, se consuma foarte mult. Taică-mi, evident, trăgea pentru toți. Avea nemulțumirile lui, frustrările lui. Apoi, mama a
fost luată sus între un cancelar. Câți ani aveai? 5. Iar la un an distanță am descoperit-o pe a doua mamă, care mi-a fost chiar kinetoterapeutul, care m-a luat în picioare, m-a ridicat în picioare, pe care lumea o certa pe stradă că strigă la mine. Aia striga, mișcă piciorul, pune aia, altfel nu mergea. Am avut nota 0 sau 1 la naștere. Abgaru. Adică, deloc. Era vremea nenicu și lui ăsta îi trebuia un numere, pentru că altfel mă declarau mort. Și atunci când ai o păpușă care nu prea mișcă și vrei să o faci să meargă, tragi de el. Eu am ajuns mai târziu jumătate din lucrare de doctorat al maică-mea în kineto, știi? Serios. E așa o onoare pentru mine. Dar ei au zis primii, hai, apoi bunicii, apoi cumva având norocul ăsta de încurajare din toate părțile în familie, n-am simțit rușine în niciun moment, n-am simțit că e rușine nimănui cu mine și asta a contat maxim de mult. Mi-a dat putere, mi-a dat curaj, mi-a dat voce și atunci când am ajuns în școală, aveam toate cuvintele la mine să le arăt că ce vedeți mai mult de un, decât un copil cu handicap. Da, mai pică în fund mai ale, când la vremea aia n-am, merge mai încet. Nu prea. Da. Trebuie să ai răbdare, să îl asculți. Clar, clar. Da, eu eram cel mai prost când chiuleai. Că nu puteai să fugi. Da. De fapt, asta e gluma că... Asta e gluma care mi iese de fiecare dată, că fug eu primul. Și... Da, și atunci au zis mulți, hai, eu am luat-o de bună și hai. Aș vrea să reținem asta, că toată lumea din jurul lui Teddy l-a susținut, l-a încurajat, da. I-a zis hai și Teddy n-a simțit și n-a văzut în ochii nimănui rușine. Doamne, deci ar fi fantastic dacă noi părinții am reușit să... Eu n-am reușit să fac asta cu copilul meu, să știi. Și Maia, acum mare, îmi spune care au fost acele momente în care a văzut în ochii mei că mi-e rușine de ceva ce face, de ceva ce spune, de ceva ce nu a reușit. Și conștientizez, încă nu e târziu și încerc să repar tot ceea ce pot de acum încolo. Dar cei care ne ascultă și au copii mici, indiferent că au sau nu probleme, faceți în așa fel încât să nu vadă în ochii voștri că vă e rușine cu da, ei. Acum nu zic că nu au fost sustare. E normal să fii frustrare și e normal să crești cu anumite frustrare. Mi-aduc aminte că, dacă, de exemplu, când mergeam cu autobuzul, era foarte vocal, ca ei să înțeleagă că înțeleg și că ne putem comporta normal, știi? Că e instinctul ăsta. E și acum, la 35 de ani, dacă îmi duc cu cineva, portarul întreabă pe el altă sau pe ea, nu mă întreabă pe mine direct, știi? Sau un taximetrist. Nu, cumva, la nivel perceptiv, dacă vrei, nu zic că e normal, dar e cumva natural. Nu este obișnuit așa de, din păcate, să interacționezi. Și vine și din educație, da. Până la urmă. Că n-am fost educați, că oamenii merită o șansă și că chiar dacă suntem diferiți, până la urmă avem aceleași nevoie. Apropo de asta, după 4 ori când m-au luat jandarmii, credeau că sunt... cercetor, am început să mă îmbrac mai bine. Stai. Serios? Deci, cum te-au luat jandarmii crezând că ești cercetor? Absolut. Pe unde? Pe parc, la mare, pe faleză Mamaia. Bine, și eu am dat... Era perioada mea de repăreală. Lucram cu studiourile. Mai mult ascultam, produceam clipuri deja în liceu. Și mă îmbrăcam ca atare. Ok. Și atunci era... Ce-i cu ăsta? Deci erai îmbrăcat ca un loser. Da. Nu chiar ca un loser, dar aveam genul ăla de haine mai lălui. Uh-huh. Așa mai... Adidas și mie eram mereu borțiți din capsa mersului. Și na... Și ce au zis jandarmii? Păi ce-i cu tine aici? Ce te-ai dintre aici? Îți dai seama, prima oară când mi-am dat șahmat, eram în față la... discoteca Cleopatra la Mamaia, pe bancă, 7 dimineața. Și replica mea genială a fost
Admir briza. Admir briza. Da, n-am putut să scot ceva mai puțin idios. Anyway, toate astea vin și îți arată că ai lucruri de îmbunătățit. Cum a fost adolescența ta? M-am mutat după ce am terminat liceul la cele 4 scurtmetraje pe care le-am făcut în liceu. Și dintre 8-a cumva. Și deși erau comedioare, mini-drame, chestii, povești, aveau cumva la bază povestea unui tip care e mai singuratic sau se simte singuratic. Deși eu am fost mereu înconjurat de oameni, n-am stat niciun timp izolat, etc. Dar cred că în interiorul meu proiectam destul de multe alte chestii. Inconștient, pentru că din nou nu duceam lipsă de ceva. Dar cum aveți, simt că e un loc acolo pe care îl numesc fundul pustului sufletului nostru, care atunci când crezi ceva, orice, lucruri de acolo se pun, de acolo. Probabil că este inconștient, care se așează pe ceea ce crezi și îți dă o oglindă despre tine. M-am distrat foarte tare. În clasa 12 a fost prima oară când am plecat de nebun prin țară, spunându-le alor mei că sunt la filmare la Sibiu. Aia, m-am dus să văd pe una pe lângă Sibiu. Și aia a fost prima mea escapadă. Adică erai îndrăgostit. Îndrăgostit, am fost la 12 ani. Așa. Da, prea des. Da, mi-a plăcut viața, încă îmi place. Și când ai mei au înțeles că sunt capabil să fiu independent, să mă mișc, m-am găsit jucăria asta cu film, cu video, încă din adolescență, de când am jucat în filmul Noro la 12 ani și mai târziu la 15 ani am început să fac scurtmetraje, când am înțeles că, bă, măcar de asta e capabil. Și am văzut că la Mate Info, unde au ținut să merg, eram un elev eminent cu nota 5 și 6, am zis, hai, lăsă să fac asta. Și atunci, na, și când am venit prima oară beat acasă și când am plecat prima oară de acasă și când am venit prima dimineață după noapte de montaj, sigur că pentru ei au fost niște șocuri, provocări, da. Pentru ce părinte nu ar fi, nu? Cu atât, nu te mai mult, da. Cu atât mai mult cu cât ei nu erau siguri că tu te descurci. Absolut. Singur, pentru absolut. Că până atunci ai avut nevoie de ajutorul lor. Teddy Necula este astăzi invitat la Schimbă Perspectiva. Astăzi, la Schimbă Perspectiva, sunt sigură că foarte mulți dintre cei care ne ascultă vor privi complet diferit persoanele cu dizabilități, pentru că Teddy este aici să ne spună povestea lui și povestea lui George Baltă, mm-hmm, cu care a făcut cel mai nou film. Mai departe, George este ruibistul care în urma unui accident pe teren a rămas în scaunul rulant. Cum l-ai cunoscut pe George? L-am cunoscut într-un speech. Eu eram într-o perioadă mai nasoară prin 2015. Și l-am auzit pe George vorbind cu atâta energie, cu atâta foc despre povestea lui și cum a trecut până asta și cum viața i-a dat-o la joale, la propriu și de foarte multe ori l-a figurat. După care, la primul film, la coborâm la prima, am vrut să fac un test de cameră, să testez camera cu care urma să filmez și am testat-o pe George. I-am făcut un portret video și văzându-l cum exprimă cu ochii, atunci am conținut ideea, trebuie să fie un film în care George își joacă propria viață. Ne întoarcem în câteva minute pentru că abia aștept să aflu mai multe despre asta. În acest weekend, din acest weekend, în toate cinematografele din România, găsiți filmul mai departe. Rămâneți alături de noi să vedem ce a ieșit din două minți excelente, din două sclipiri de geniu.
ale unor oameni care își folosesc mai greu anumite părți ale corpului, dar compensează cu creierul și cu sufletul tot ce nu pot să facă ei cu mâinile și cu picioarele. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. Continuăm discuția cu Tădi Necula. Schimbăm astăzi perspectiva asupra felului în care privim persoanele cu dizabilități. Între timp am făcut rost de șervețele că nici nu știu ce mă așteaptă. Tădi, vorbeam la I Love Failure despre eșec și mi-am dat seama în dimineața asta că eu spuneam în speech-ul meu de pe scena de la operă că eșecul este pumnul pe care ți-l dă viața și pe care scrie pierdere. Mm-hmm. Pierderea sănătății, pierderea banilor, pierderea iubirii, pierderea libertății, pierderi din astea majore. Mm-hmm. Dar am înțeles în dimineața asta că până îți dă pumnul ăla, viața îți dă niște palme. Și când simți așa că ți-a dat viața niște palme peste față sau peste ceafă sau peste fund sau peste unde te apucă palmele vieții, ai grijă ce trebuie să schimbi, că dacă nu faci ceva la timp, s-ar putea să vină pumnul acela care să te pună la pământ. Îți amintești niște palme pe care le-ai luat de la viață? Oh, da. Da, Mirena, bună dreptate, dar evident că cine a avut timp să le simtă, să le vadă. În speech-ul meu de la I Love Failure spuneam că, și cred foarte tare de asta, cel mai mare handicap al meu nu este vizibil. Cel mai mare handicap al meu sunt cuvintele. Pentru că de fiecare dată am pierdut ceva semnificativ, mai ales din cauza că am fost prost de gură. M-am obișnuit de mic să demonstrez, să vorbesc. Am gură mare, știi? Și pe parcurs, când am pierdut răbdarea, bebec fiind, pierdut răbdare plus gură proastă, egal impulsivitate, care e o sabie cu două tăișuri. Pe de parte te duce departe și am făcut tot ce am făcut, am o agenție în care lucrez cu branduri importante, am două filme făcute plus 10 documentare. În același timp, tăișul ăla în care mi-am lăsat impulsivitatea la spre față lângă oameni pe care iubesc sau lângă oameni care mă conjurau, a tăiat foarte mult în jurul meu. Și aia e o construcție care doare. Și vine la pachet cu un fel de a compensa. Că dacă una pleacă pe scări că e supărată, eu nu pot să fug după ea. Și atunci dau cu gura, ca prostă. Că dacă, nu știu, vreau acum să rezolv ceva, eu sunt om pe acțiune. Și n-am prea înțeles chestia asta cu asertivitatea și cu lumea. Multă lume are nevoie doar să fie ascultată, nu să le rezolvi problemele. Nu, tate, eu hai să o rezolvăm, merg mai departe. Și atunci, felul ăsta berbecist extrem de a da cu gura, ăsta simt că a fost handicapul care m-a făcut să pierd, nu ăla. Și failure-ul la mine din zonele astea. Palmele, știi? Și au fost date și mi-a zis Dumnezeu, nu mai fi prost, vorbește frumos. Și ai identificat vreun pumn? Păi pumnele erau mult și așa mai de curând, pentru că atunci când perseverezi, acel zid de care povesteai tu, în care mergi pe loc și dai cu capul și nu-l vezi, lumea nu vrea neapărat să aibă de face mereu cu zidul ăla, știi? Și sigur că te trezești, dar a doua zi... A doua zi și plin de vânătăi și cu sânge pe față. Da, știi, o problemă de chestia asta, nu? Ne plac mult zicalele, domne, că ce nu te moară te face mai puternic. Bă, nu neapărat. Ce nu te moară te lasă în viață, dar plin de cicatrici. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu George Baltă și... De exemplu. Exact. De exemplu. Nu l-a omorât accidentul de pe teren, dar l-a lăsat în viață cu multe cicatrici. George Baltă, acum vreo 17 ani, era într-un meci amical, era lui Bist de performanță, se pregătea de liga principală și la un meci într-o grămadă, dintr-o eroare, sau că așa a vrut soarta, și-a rupt coloana. 700-800 de chile în ceafa lui, coloana a făcut rost și a căzut paralizat pe teren.
I-au dat 3 ore de trăit. Nimeni nu voia să-l opereze, doamne, nicinind degeaba. Asta moare aici. Cu mare insistență a fost operat și datorită fizicului de rugbist sportiv a supraviețuit. Și a destinului? Da. Mai avea zile. Exact. Și mai avea drum. Și a rămas paralizat de la, mă rog, umeri în jos, mai mult. Dar ce m-a atras la povestea lui și ce m-a atras la filmul ăsta e mentalitatea de sportiv pe care și-a păstrat-o. Acea forță, acea vână, acel înainte, acel mai departe. Viața nu s-a oprit acolo. Nu pot să dau spoilere din film, veniți cineva să vedeți filmul ca să vedeți deci ce, eu abia aștept, n-am putut să ajung la premiera de pe stadion, dar am aflat de la cei care au fost acolo câteva lucruri care au rămas întipărite foarte puternic în mintea lor și știu oameni care au văzut filmul la premiera de pe stadion și au spus eu niciodată nu voi. Sigur, ăsta e efectul pe care îl ai până peste 3 zile când te doare unghia la picior. Dar povestea lui George, oricum ai filmat-o, e un exemplu de reziliență, că ne place cuvântul ăsta. E o curiozitate, bă, câte mai poți să îndure omul ăsta? Și cum trece pe asta? Și ce poți să faci din ce ai? Exact. Cum poți să găsești bucuria din fiecare zi când tu, din bărbatul superb, că ești și frumos, rău, inteligent, norocos, avea toată lumea la picioare și dintr-o dată picioarele lui n-au mai putut să meargă prin lume. E dureros la modul extrem de propriu și treci de la gânduri de suicid la un psiholog care te ajută să vezi un pic mai departe, la fratei tău, care pentru bucată de timp este mâinile și picioarele tale, la povestea de iubire. Prin povestea de iubire, poveștile, că până la un film, Alexa Xinte, scenarista și cu mine, am făcut chintesența. Al meu e picchi, așa, bă, mie nu mi-a plăcut. Dar de mine sunt îndrăgostit și terapeuta care lucra cu mine și nu mai știu care și etică. Zic, bine, bă, să am înțeles, dar hai să alegem una singură care spune cumva poveștile la toate și alu Socrata și așa, care a zis ce că au și cu handicapatul ăsta acasă. Asta e un film peste care dau și eu des. Dar cumva ce a fost foarte greu la filmul cu George a fost ce să nu spui. Că el a trăit atât de multe lucruri, și în sus și în jos, încât e foarte greu de ales. Să alegi. Am tăiat din varianta finală a filmului vreo 30 de minute de dramă, că era prea dramă. Și filmul ăsta nu e bun, are la bază o dramă, dar e un film inspirațional. Da, exact, trebuie să e un film în care râzi, plângi, îți iei multe șervețele lângă popcorn. E viață, știi? E viață. Ce a fost cel mai greu pentru George, trăindu-și de fapt propria poveste? Emoțional, sigur că retrăind acele momente, seara când ajungea obosit, avea gânduri, mi-a spus de câteva ori, dar cel mai greu a fost munca fizică la cadru, pentru că am început la 40 de grade în august anul trecut pe stadionul de rugby, iar George nu transpiră din cauza traumatismului vertebral. Și atunci ăsta e sobă pe dinăuntru. Și atunci fetele de la machiaj stăteau cu gheață pe lângă el. A fost groasnic. Pe de altă parte știam și am mizat pe puterea lui și pe faptul că își dă seama că inspiră o lume. Și atunci a făcut efortul ăsta și de dragul meu și de dragul oamenilor și a faptului că știa că efortul ăsta va duce și uite că acum duce povestea lui mai departe. Nu am joacă mama? Da, nu avem cum să o pe altcineva. Nu poți. Nu am este
De profesie, mamă. Noi din high school. Da. Care, culmea, ea nu are copii. Nu, dar este una din cele mai mămoase. Mama tuturor sufletelor. Da, am zis-o frumos. Da, eu lucrasem cu ea înainte la ceva proiecte corporate. Și atunci, de obicei, când am scenariul, când văd deja care e personajul. Actorul. Da. Noami și Dan Murza, care joacă rolul fratelui lui George, l-au mentorat pe George de 2-3 săptămâni în ale, mă rog, actoriei. Uh-huh. El oricum e expresiv și vorbește fain, dar ca să fie și mai de acolo. Și provocarea cea mai mare pentru ei a fost notarea. Băi, George, acum avem o scenă dramatică, știi ce se întâmplă asta? Da, bă, da, eu am trecut de asta. Da, poți, dar faci un film acum și trebuie să fii fix ca momentul ăla. Bine, hai. Bă, tăi, dar eu nu simt scena asta cu soar, mai că zic, băi, mă simt eu, ajută-mă să... e de acolo. Fiecare om care a participat în proiectul ăsta a venit cu dragostea pentru George, dacă n-a venit cu ea, a câștigat-o pe parcurs și l-au ajutat și m-au ajutat să facem un film deosebit de greu. Deosebit de greu, într-un buget mic, dar care, slavă Domnului, a venit de la mulți sponsori extraordinari. Mai departe se numește acest film, ca să le amintim ascultătorilor noștri. Mai departe, eu abia aștept să-l văd. Teddy, hai să ne întoarcem un pic la... ai spus o replică mai devreme și mi-a rămas așa în cap, pentru că astăzi vrem să schimbăm perspectiva asupra felului în care privim persoanele cu handicap. Mi-ai spus că George a avut cu soacra lui lupta legată de preconcepții. Ce facem cu handicapatul ăsta? Și că și tu ai auzit această replică de câteva ori. Da. Cum să-i facem pe oameni să înțeleagă că iubirea n-are nicio legătură cu handicapul fizic? Bă, acum ajutăm pe dreapta, nu trebuie să fii handicapat ca să ți se întâmple asta. Adică, statistic vorbind, se întâmplă oricum. Soluția mea e întotdeauna o sticlă de vin bun atunci când mă duc să cunosc familia, și cuvintele la mine. Da. Sunt percepții și percepții, știi? Adică, din nou, e vorba de cum îți asumi normalitatea, rușinea, așteptările tale, cum îți proiectezi asupra lui Fita, un viitor, o familie, etc. În departe de spus. Dar asta, de multe ori, mi s-a dat filmul ăsta în care a trebuit să conving, știi? Tu ai avut de la început o perspectivă foarte normală asupra vieții tale și nu te-ai dat la o parte de la nimic. Nu te-ai temut să iubești? Nu te-ai temut? Tu ai fost căsătorit? Da, 6 luni. 6 luni. Atât a fost bugetul, știi, care a fi. Da. Nu te-ai temut să te gândești la o carieră? Nu te-ai temut să construiești o agenție? Mm-hmm. Ai privit foarte normal lucrurile care țineau de puterile tale creatoare, nu de puterile tale fizice. Eu sunt un extrem de norocos, pentru că am nimerit în contextele care mi-au arătat puterile mele. Sigur că au fost și oameni extrem de mulți care au spus nu, m-aș ce cauți aici, într-o formă sau altă, profesional, personal, social, cum vrei tu. Ba, cui nu-i se întâmplă asta? Dar nenorocirea e când nu a putut să ajungi în contextele alea care îți arată de ce ești în stare. Și atunci nu ai de unde să îți iei resortul. Când înțelegi cum arată contextele astea, după aia le creezi tu. Ce le spui oamenilor care se tem să privească cu șanse, nu spunem egale, mm-hmm, cu șanse o persoană cu dizabilități? Bă, vreau să zic ceva, eu cred că e vorba de cum privești viața, nu cum privești o persoană cu o dizabilitate sau fără. E vorba de cum te raportezi la șansele tale.
Ce părere ai despre tine și despre ce faci tu despre viitorul tău? Cred că singurul mod în care preconcepțiile, prejudecățile de orice fel pică e atunci când ai contact. Dacă te atrage să ai contact și să înțelegi mai mult, să-ți faci versiunea ta despre acea speță, acel om, acel altceva, atunci nu mai rulezi în cap poveștile pe care le-ai auzit sau care ți-au fost spuse. Atunci îți creezi povestea ta despre ce simți în legătură cu. Dar de multe ori alergăm în viață cu viteze mai mari sau mai mici, interioare sau exterioare și exterioare, încât nu mai poți să-ți pui întrebările astea. Și când fugi pe tare, inclusiv de tine, te handicapezi singur. Spuneam la conferință și este foarte adevărat că lucrul care pe mine nu mă lasă să-mi pierd mințile nici atunci când sunt pe culmile succesului și nici atunci când viața îmi dă palme sau pumni, este contactul cu persoanele care au nevoie de ceea ce am eu mai mult și mai puternic în mine, de forța mea, de vitalitatea mea, de credința mea. Și campaniile sociale pe care le fac sunt evenimentele cele mai importante, de fapt, pentru mine, pentru că mă țin într-o zonă de normalitate. Da. Când să mă simt într-un succes mai mare și să primesc aplauzele publicului, trebuie să-mi amintesc să le spun oamenilor să doneze 2 euro la 8845, un SMS în care se scrie textul acasă, prin care noi ajutăm și susținem copiii din 9 spitale de oncologie din România. Am gândit această campanie pentru că mi-am dat seama că acolo zilele se derulează într-o rutină care nu aduce nimic deosebit. Noi, dacă vrem să luăm contact cu viața socială, ieșim din casă și ne plimbăm pe stradă, pur și simplu. Mai repede cum merg eu prin viață, mai încet cum te lasă pe tine picioarele, dar ieșim și putem să vedem asta. Ei de acolo n-au cum să iasă. Ei așteaptă să intre cineva și să le spună care sunt analizele astăzi. Și atunci am zis, ok, dacă ei nu pot să-și creeze singur contact cu viața de dincolo de ușă, hai să trimitem noi în fiecare zi surprize care să-i facă să se gândească, astăzi oare ce primim? Și astăzi primesc o carte, mâine primesc o jucărie de pluș, poi mâine primesc o pijama nouă, răspoi mâine primesc un mesaj video de la o personalitate pe care o iubesc, în ziua următoare primesc vizita unui actor care le citește o poveste zilnic în 9 spitale, unde sunt aproape 1000 de copii. Numărul era? 8845, SMS acasă. Da. 2 euro în fiecare lună pe noi ne ajută să ducem asta mai departe. Abonat. Ieri când am auzit pe doamna pe scenă, m-am abonat. Mulțumesc. Și recunosc că e primul abonament de felul ăsta pe care îl fac și o să rămân acolo și mi-am dat seama de schimbare, știi? Până nu dai SMS-ul ăla, nu-ți dai seama cât de simplă e activitatea asta și cât de benefică va fi pe parcurs. 2 euro înseamnă jumătate de cafea. Nici, când scrii SMS-ul nici nu te mai gândești. Dar acel 2 euro, acei 2 euro pe mine și Fundația Zurli ne ajută să facem asta. Da. Eu îi spun cea mai grea campanie din România, pentru că n-am cum să cuantific kilogramele de fericire pe care noi le livrăm. N-am cum să le împachetez. Și atunci aș vrea să fie o campanie fără sfârșit. Mi-am făcut o misiune din asta, pentru că știu ce mult contează. Eu merg foarte des pe secții la oncopediatrie. Simpla mea prezență acolo schimbă starea de spirit. Te face să nu te simți singur. Ridică vibrația. Îi face pe oameni să simtă că există. Și știi ce vreau să fac, Teddy? Vreau anul acesta, Moș Crăciun, să trimită mesaje video nominale pentru cei 1000 de copii. Ce și încep această muncă într-un studio cu Moș Crăciun, l-am angajat și am toate datele să facem asta ca fiecare copil în ajunul de Crăciun să se uite pe telefonul părintelui lui sau asistentei care e lângă el sau a infirmierei și Moș Crăciun să-i spună lui un mesaj de sărbători. E special.
844. 845? 45, pardon. Cu textul Acasă. Acasă. Și mai departe? Mai departe în cinema. Intrați pe Cinemagia. În cinematografe, da. În toate orașele din România. Teddy și George au nevoie de noi, mai puțin decât avem noi nevoie de ei. Mulțumim tare mult. Cu toată dragostea. Schimbați perspectiva în felul în care priviți persoanele cu dizabilități. Și Teddy ne-a spus astăzi care e cea mai simplă metodă să schimbăm perspectiva. Dacă schimbăm perspectiva asupra felului în care noi ne privim viața, automat vom schimba perspectiva asupra felului în care privim toți oamenii, indiferent de abilitatea sau dizabilitatea pe care o au. Până la urmă, toți suntem la fel, chiar dacă diferiți, toți vrem să iubim și să fim iubiți. Sunt Mirela Retegan, pe data viitoare! Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.